Vladimir Putin a urcat pe scara pentru festivități din Palatul Kremlin, a străbătut câteva încăperi și s-a oprit în sala Sfântului Andrei, unde a fost adus steagul Rusiei și emblema prezidențială. Președintele rus a depus jurământul în fastoasa sală Sfântul Gheorghe a Palatului de la Kremlin, pe care l-a părăsit în 2008 pentru a deveni prim-ministru, apoi a susținut un discurs. Putin a jurat pe Constituție că va servi cu credință poporul. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, безопасность и целостность государства. Apoi a fost declarat președinte și s-a intonat imnul țării. Pe cupola reședinței prezidențiale a fost ridicat standardul șefului statului. 30 de salve de tun au încheiat ceremonia de la Kremlin. Vladimir Putin a fost ales la 4 martie 2012 cu aproape 64% din voturi.